Trebuie să înțelegem că totul în lumea asta e convențional. Nu există independență și suveranitate absolută. Și nu există state care sunt independente și suverane absolut. SUA, care are 34 de trilioane de dolari datorie de stat, măcar din punctul ăsta de vedere, nu e absolut independent și suveran. China, care este a doua putere economică și practic este fabrica sau uzina globală, da? Tot nu independentă, pentru că dacă se schimbă ceva în politicile comerciale a Uniunii Europene sau americane față de ei, tot nu sunt independenți. Ce să mai vorbim de țări mici ca noi, care trebuie să aibă program cu fondul, trebuie să aibă relații cu ei, trebuie să respecte asta. Deci nu pot să spui că a venit un prim-ministru, eu-s boss-ul, ia ca așa vreau să fac mâine și nu mă interesează opinia la acela. Asta nu e corect. Și nu ține doar de extern. Și pe intern tu nu poți face tot ce crezi tu că pentru ca să faci ceea ce îți pare ție că e bine, în primul rând, tot timpul trebuie să faci cum e corect. Pentru că când ai de ales între cum e bine și cum e corect, trebuie de ales cum e corect. Pentru că cum e bine, asta ție îți pare. Asta e opinia ta subiectivă. Și ceea ce îți pare ție că e bine azi, nu e, cum zice, bătut în cuic peste 2 ani binele care ți-au părut tu, ția se confirmă și peste 2 ani. Dar corect e de făcut. E corect să fie justiția independentă. E corect concursurile să fie câștigați de profesioniști și tot așa mai departe. Deci nu trebuie